Dragi cetățeni, stimați reprezentanți ai mass-media, mă bucur că ați dat curs invitației noastre. Înainte de v-a povesti ceea ce am semnat astăzi pe domeniul infrastructurii feroviare, vreau să vă amintesc despre un frumos eveniment ce a avut loc săptămâna trecută în cadrul Comisiei Europene, când proiectele Republicii Moldova depuse de comun cu România pentru infrastructura rutieră au fost aprobate în ședința plenară a Comitetului Coordonator al Mecanismului pentru Interconectarea Europei. Dacă vă amintiți, simbolic cumva, în data de 9 mai, am avut onoarea și plăcerea deosebită să semnez împreună cu doamna Vălean, comisar pe domeniul transporturilor, un frumos acord de accedere a Republicii Moldova, prima țară tersă, în cadrul mecanismului pentru interconectarea Europei. Mecanism care ne permite să depunem la concursul privind selectarea proiectelor de infrastructură rutieră, de infrastructură aeroportuară, feroviară, navală și, evident, pentru infrastructura de digitalizare și cea energetică. Încă anul trecut, împreună cu colegii din România, am depus 3 apeluri pentru 3 proiecte de dezvoltare a infrastructurii rutiere pentru accederea către podul nou ce va fi construit la Ungheni-Ungheni, pentru cel de la Leușeni-Albița și dotarea cu infrastructura necesară activității organelor vamale în cadrul postului de trecere a frontierei de stat Giurgiulești-Galați. Săptămâna trecută plenar, după cum vă spuneam, a fost aprobate aceste 3 proiecte. Vom beneficia împreună cu colegii de România de o sumă de 45,8 milioane de euro. Din cadrul acestei sume, Republica Moldova va fi beneficiară a sumei de 18,6 milioane de euro. Bani acordați sub formă de grant, care vor fi utilizați în dezvoltarea infrastructurii pentru podul de la Ungheni-Ungheni, pentru cel de la Leușeni-Albița și dotarea infrastructurii vamale pentru podul de la Giurgiulești-Galați. Vreau să remarc că această sumă este sub formă de grant și cealaltă jumătate o negociem la moment cu Banca Mondială pentru a avea totalitatea valorii necesare construcției infrastructurii de acces către noul pod de la Ungheni-Ungheni. Vorbim aici de un drum de acces, dar și dotarea postului vamal nemijlocit, similar și în cadrul podului de la Leușeni-Albița, de asemenea va fi un pod nou cu 2 benzi de circulație pe ambele părți și asta ne impune și construirea unui bun drum de acces pe ambele părți supradimensionat. Și pentru postul de la Giurgiulești-Galați banii vor fi utilizați pentru dotarea infrastructurii vamale și de acces către acest obiectiv. Beneficiarea celor peste 18 milioane de euro vor fi nemijlocit Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, dar și colegii de la Serviciul Vamal al Republicii Moldova. Pe această cale vreau să mulțumesc colegilor din România, de la Ministerul Transporturilor, colegilor de la CNAIR, alături de care am completat și am depus aceste proiecte și sperăm ca în următorul apel să depunem alte noi proiecte pentru infrastructura feroviară, pentru infrastructura rutieră, astfel încât acest mecanism să poată fi utilizat la maximum pentru cetățenii Republicii Moldova. În altă ordine de idei, vreau să vă comunic că acum câteva minute am semnat împreună cu Berdul, dar și cu Comisia Europeană, un acord privind dezvoltarea infrastructurii feroviare de această dată, pentru că, spre regret, în ultimii 30 de ani, statul nu a investit sau a făcut-o cumva segmentar pe domeniul infrastructurii feroviare. Ori, odată cu războiul acerb din Ucraina, odată cu modificarea lanțurilor logistice, a apărut necesitatea imperioasă a investiției în această infrastructură de transport. Remarc aici că din totalitatea mărfurilor ce au tranzitat Republica Moldova prin intermediul coridoarelor solidarității, o zecime a tranzitat Republica Moldova. Din păcate, doar 35% din totalitatea acestor mărfuri a fost orientată spre transportul feroviar. Evident că celelalte 65% ne-au afectat infrastructura rutieră și mediul înconjurător. Rămânem încrezuți că odată cu semnarea acestui acord vor fi reabilitați cei peste 128 de kilometri din tronsonul de solidaritate, cel care începe de la Vâlcineț, continuă spre Bălț, Ungheni, Chișinău, Căinari, din totalul celor 446 de kilometri. Acest proiect sau acest
acord și o parte de grant ne va permite să reabilităm infrastructura feroviară, să procurăm materialele necesare, șine, balast, ceea ce va duce la sporirea vitezei pe infrastructura feroviară, a siguranței și, de ce nu, va da un impuls pozitiv dezvoltării economice a Republicii Moldova. Vorbim în speță de un grant de 20 de milioane de euro acordat de Comisia Europeană prin intermediul acelui fond al solidarității și un credit de 23 de milioane acordată de către BERT. Prima sumă dintre acestea, 12 milioane, este aplicabilă din data semnării. Cea de-a doua sumă, de 11 milioane de euro, urmează să fie solicitată la necesitate pe parcursul desfășurării raporturilor contractuale. Termenul acestor acorduri este de celui de grant este de 15 ani, avem și o perioadă de grație de 3 ani, este doar începutul, negociem și cu BI-ul acordarea unui alt grant de peste 10 milioane și a unui credit de alte 10 milioane, astfel încât suma totală să ne permite să reabilităm cei 128 de kilometri dintr-un sonul solidarității pe care l-am menționat. Este al doilea proiect pe care îl vom desfășura în cadrul infrastructurii feroviare, avem deja altul în curs. Vorbesc aici de sectorul de la Bender, Căușeni, Basarabeasca, Ietulia, Giurgiulești, la fel de important, în cadrul căruia am beneficiat de credite acordate de BERT, BI, dar și de Uniunea Europeană, de peste 107 milioane de euro, proiect ce va fi finalizat în 2025. De altfel, ne propunem ca până în 2025 și cei 128 de kilometri pentru care am obținut finanțarea astăzi, dar și cei 233 de kilometri care sunt deja în procedură de evaluare de lucru, să fie finalizat astfel încât în 2025 să avem un tronson de peste 361 de kilometri reabilitați cu suportul BERD-ului, al BI-ului și al Comisiei Europene, pentru care le suntem recunoscători. Vă mulțumesc!